cea mai bună actriță într-un rol principal. Avem Diana Cavaliotti. Avem informații că nu ați intrat când ați ajuns. Ați așteptat 10 minute. Și poate în alea 10 minute băiatul ăla era deja salvat. Ei, nu salvam pe nimeni, băi, femeie. Când noi am ajuns să scotea salvarea pe la pe targă. Perfect, bun. Și de ce nu vreți să spuneți asta la cameră? Că în felul ăsta vă salvați imaginea, salvați și imaginea jandarmeriei. Irina Rădulescu. Eu îl mai cicăleam. Sincer, nu m-am împăcat niciodată cu gândul că a renunțat la concerte. La filarmonică, el pentru asta trăia. Știu că pare un clișeu, dar credeți-mă, când vă spun că e genial, nu exagerez. Întrebați pe oricine. De fapt, cred că ați auzit de el, nu-i așa? Ivana Mladenovic. Nu, de ce râzi? Să-mi bag pula? De ce trebuie să râdem la tot? De ce? Hai, nu poți să spui până la capăt ce ai de spus? Băi, ești handicapată? Da, sunt handicapată. Sunt handicapată, nu chiar sunt handicapată. Ce n-ai înțeles? Faci caterincă? Nu fac nicio canterincă, deci nu înțeleg de ce. Canterincă? Frate, deci mă enervez de nu mai pot.